Este vineri, așa că vorbim din nou despre stil la rubrica Tu dai moda. Gabriela Ghizel vine cu cele mai prețioase informații direct de la stiliști. Bună, Gabi, ce ne-ai pregătit? Bună, Cristina! Astăzi vreau să vorbim despre cele mai populare articole pe vremea asta geroasă și anume gecile cu puf. Vom afla cum le alegem în funcție de silueta noastră, dar și cum putem alcătui ținute cât mai diverse, pornind de la jacheta cu puf. Putem să facem geaca de fâș mare să fie fashion? Păi, contează foarte tare stylingul pe care îl folosim, care are legătură cu personalitatea noastră stilistică. Uite, de exemplu, dacă mergem în club, putem să folosim un crop top, niște jeans cu un croi relaxat și tocuri înalte, însă musai ghete sau cizme nu ești în sfera de pantof cu toc, pentru că nu se vor potrivi. Street style-ul propune combinații neașteptate de genul jachete cu puf, care arată au un aspect utilitar în combinații cu piese elegante, nu știu, poate chiar și paiete, o fustă de paiete aurii cu o jachetă puffer și cu bocanci și un top transparent. Deci mixul acesta de sport utilitar cu elegant se poartă deja de foarte mulți ani. În a doua ținută, iată că folosim un puffer și mai mare, și mai voluminos și cu ocazia asta vreau să te întreb cum alegem în funcție de siluetă pufferul perfect. În primul rând, ținem cont dacă avem silueta ceva mai plină, să alegem jachete puffer ceva mai slim ca și umplutură. Doar că suntem slăbuțe, cum este silueta ta, putem alege un astfel de volum al jachetei. Această geacă adaugă foarte mult volum în partea de sus. Cum echilibrăm? În general, echilibrăm prin a alege în restul ținutei haine pe linia corpului. Spre exemplu, pantaloni slim, pantaloni drepți, nu chestii la fel de masive și jos precum e jacheta. Cum alegem culoarea jachetei pe care o vom cumpăra? Cel mai simplu este ca prima jachetă cu puf pe care o achiziționăm să fie într-o culoare neutră. Putem să mergem spre zona de camel, gri, asta așa ca alternativă la negru. Iar când vine vorba de pufere colorate, putem să mergem pe o variantă de violet, pentru că e mai ușor de integrat în ținutele de iarnă. O variantă de albastru petrol se potrivește oricui și iarăși este ușor de integrat. Sau alegeri îndrăznețe, cum am propus noi astăzi, un roșu sau un pastel cu mai multe culori. Iar acum încă 3 idei rapide pe care să le reținem despre gecile cu puf. 1. Nu te sfii să le combini cu rochii feminine, chiar înflorate. Efectul va fi unul neașteptat și tineresc. 2. Cu cât materialul este mai lucios, cu atât va adăuga mai multe kilograme în plus. Și în final 3. Dacă adopți de regulă un stil foarte elegant, există jachete din puf și pentru tine. Au o croială slim și feminină și le putem adăuga cu ușurință o curea pentru a marca talia.